Sute de arădeni care au trecut granița dintre România și Ungaria în ultima lună s-au trezit cu amenzi în cutia poștală. De vină pare a fi softul care generează formularul online. Acesta poate da erori grave care pot fi provocate chiar și de o virgulă pusă greșit. Printre cei amendați sunt și foarte mulți localnici care au case în Ungaria și vin zi de zi la lucru în Arad. Bărbatul din imagine locuiește în Batania, o localitate care se află în Ungaria, lângă granița cu România, dar muncește în Arad. Odată cu introducerea obligativității completării formularului digital la intrarea în țară, acesta trebuie să urmeze zilnic această procedură. Facem naveta. Și zilnic completați? Zilnic. Zilnic. De multe ori pică internetul, nu? Și acum ce ați completat greșit sau ce s-a întâmplat că a venit amenda sau e inexplicat? Am completat în data de 10 ianuarie și în data de 12. În data de 11 n-am mai completat. Aproape 1800 de arădeni au fost amendați pentru necompletarea formularului digital în mai puțin de o lună. Am primit două amenzi pentru că în formularul pe care îl prezintă DSP-ul se pare că ei verifică doar 24 de ore după trecerea punctului de frontieră. O să-i dau o judecată, bineînțeles, fără niciun fel de discuții. Pentru că verifică doar după trecerea punctului de frontieră, în loc să verifice și intervalul de 24 de ore de dinaintea trecerii. Direcțiile de sănătate publică primesc lista cu persoanele care nu ar fi completat formularul digital și au obligația de le trimite amenzile. Oamenii sesizează însă extrem de multe probleme generate de această aplicație. În nicio situație, fiindcă nu avem competență în acest domeniu. Ce au sesizat oamenii care au sunat la DSP? Au sesizat foarte multe lucruri. Au sesizat probleme cu privire la completarea unui spațiu în plus la CNP, de exemplu, și s-a eliberat amendă. Probleme faptului că au completat și ei afirmă că au formularul pe telefon, dar amenda a fost generată. Singura soluție pentru arădenii amendați rămâne instanța. Doar o hotărâre judecătorească poate corecta greșelile apărute în sistem pentru ca oamenii să-și recupereze banii.